Trei viitori agenți de poliție au fost premiați pentru spiritul civic de care au dat dovadă. În timp ce se deplasau de la locul de muncă către casă, aceștia au sărit în sprijinul unui cetățean căzut în mijlocul străzii, care putea fi în orice moment victima unui accident rutier. Popescu Ștefan. Felicitări! Mulțumesc frumos! Felicitări! Vă mulțumesc! Domnul Dălgăranu Laurențiu. Mulțumesc frumos! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Și domnul Ghiță Cosmin Paulien. Felicitări! Cei trei elevi ai școlii de agenți de poliție Vasile Lăscar Câmpina au fost premiați de către conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru spiritul civic de care au dat dovadă în ajutarea unei persoane aflată în dificultate. La ceremonie a fost prezent și prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel, care i-a felicitat pe cei trei viitori agenți de poliție. Este o lecție de omenie, este o lecție de civism în această lume parcă prea grăbită, în care foarte puțini oameni își mai întorc capul, prinși cu problemele de zi cu zi, spuneam că își mai întorc fața către cei care au nevoie de ajutorul nostru. Totodată, gestul dumneavoastră, eu cred că este și un mesaj pentru întreaga populație, și anume acela că polițiștii în stradă nu aplică doar legea, ci și vin în sprijinul cetățenilor, vin în ideea de a proteja cetățenii. Vă felicit încă o dată și să procedați așa și când veți ieși polițiști adevărați. Cei trei elevi au acordat ajutor unei persoane care manifesta o criză de epilepsie. Căzută în mijlocul străzii, exista posibilitatea ca în orice moment să fie victima și unui accident rutier. Cei trei elevi se deplasau de la locul de muncă către casă, moment în care au observat un bărbat care avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale, fiind inconștient. În timp ce ne deplasam de la locul de muncă spre casă, în jurul orei 12, am găsit o persoană ce era pe spate întinsă, pe carosabil și nu prezenta semne cum că ar fi conștientă. Ca orice om, am oprit mașina într-un suflet, am coborât și am oferit primul ajutor persoanei. Am sunat imediat la serviciile de ambulanță din Mehedinți și am acordat primul ajutor persoanei până la sosirea ambulanței. Cei doi colegi ai mei au dirijat circulația pentru a nu se întâmpla alte evenimente neplăcute. Iar când serviciile de ambulanță au ajuns, acestea au preluat bărbatul în vârstă, care era epileptic și manifesta o criză de epilepsie. Ce te-a determinat să faci acest gest? Faptul că trebuie să fim oameni, trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Ce ai simțit în acel moment? Că trebuie să ajut pe acea persoană. Persoana în cauză a fost preluată de un echipaj medical sosit la fața locului pentru acordarea unor îngrijiri de specialitate.